lider al opoziției, propunere incendiar către Cioloi Voiculescu, coincidența descoperit în perioada în care fostul premier a făcut pasul în politic. Presubliniere dintele USR, Dan Barna, afirm că singura subliniere ans de politic decent în România sunt oamenii valoro subliniere despre implicare, asumare colaborare. El apreciază ce drumul lui Dacian Ciolo subliniere, al lui Vlad Voiculescu subliniere al celorlalți colegi din RO100 este comun cu al USR, a subliniere teptându-se să găsească soluții inspirate de colaborare. Dan Barna scrie, sunte, pe Facebook. Ce singura subliniere ans de politic decent în România sunt oamenii valoro sublinierei. Prietenii noi subliniere tri din RO100 au depus ieri actele pentru înființarea unui nou partid politic. Le dorim succes! Cu cât avem mai mulți oameni buni în politic, cu atât avem mai multe subliniere anse să salvăm România de corupție subliniere și sărăcie. În continuare cred că drumul lui Dacian Ciolo subliniere, al lui Vlad Voiculescu subliniere al celorlalți colegi din RO100 este comun cu al USR. Modalitățile sublinierei momentul când vom începe să le parcurgem cine exclusiv de înțelepciune noastră. Suntem siguri că în perioada următoare vom găsi cele mai inspirate soluții de colaborare, afirm Barna. Acesta vorbe subliniere te despre coincide în calansrii campanie inițiate de USR Diez Fere Penal exact în perioada în care fostul premier Dacian Ciolo subliniere a făcut pasul în politic. Implicare, asumare subliniere colaborare. Aceasta e singura direcție, susține liderul USR, potrivit newsro. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere a anuncat vineri, într-o conferință de presă, ce a depus la tribunal actele pentru înființarea partidului Mi subliniere care a România împreună RO Plus, desprins din platforma civic România 100. În 23 martie inițiativa Fere Penal în funcțiile publice, care urmăre subliniere de modificarea Constituției în acest sens, a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, se dore subliniere de ca articolul 37 din Constituție, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat. Cel de-al treilea, în care se fie precizat ce nu pot fi ale sublinierei în funcțiile publice cecenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni sever sublinierei te cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.